Salutare, bine ați venit la Te România, eu sunt Alex și astăzi jucăm Frost Death Knight. Poate unul din cele mai puternice pachete din acest expansion. Cu acest pachet am ajuns legendă și este un pachet foarte agresiv cu o prezență pe board din primele ture foarte puternice, o să vedeți. Pachetul este destul de accesibil ca și gold, deci nu... Ca și Dust nu te costă foarte mult ca și gold. Ok, am prins versus Demon Hunter. Vom renunța la acesta, fiindcă e 4 mana. Nu prea avem ce face cu el. Ok. Cred că vom chema pe asta, fiindcă e posibil să ne vină la un moment dat Construct Quarter. Și asta e bine. Ok, n-a venit, dar îl vom chema pe ăsta și dăm end turn. Fiindcă dacă ne-l va ucide, vom folosi asta. If a friend landed died after the last turn, putem descoperi un spell și o să coste 2 mai puțin. Trebuie să avem doar un mana. Ba, uite, chiar dacă așa, o să dăm refresh. Merge? Atât. Și dăm enter. Perfect. A încercat el să ne frece, dar nu i-a reușit. Va merge față, bineînțeles. Noi vom face așa. Chema pe asta. Cred că vom folosi asta. Și vom merge și noi față. Va încerca să curețe un pic bordul. Va merge față? E black dacă merge față. O să va merge față. Ok. Atât, băi. Care e cel mai bun play? Cred că asta. Ba nu. Îl folosesc mai încolo. Îl folosesc așa. Așa. După asta o să dăm asta cu deal 5 damage. Sau chiar quarter construct. Construct quarter. Așa. Vom folosi asta, vom distruge pe asta și vom merge față. Da, e cam câștigat meci, nu știu dacă are ce să-mi facă. Mai avem două Frostwind Fury în mână. Ok, hai să mai jucăm încă unul. Să nu fie doar... Doar acesta.
Am primit versus Druid. Morgrain versus Malfurion. A sus fie un pic mai o să renunțăm la Frostwing Fury, fiindcă prea multă mana. Și restul le ținem. Și mi-a venit și combo perfect. Să dăm un greetings. I see you've brought guests. Ok, îl chemăm pe ăsta și dăm intrare. We Mograines aren't known for restraint. Yep. Și Unholy e fain de jucat, dar mai bun e pachetul ăsta. E mai tare, în părerea mea. Are combo-uri prea bune. A, 2 minioni foarte tari. Face armură. Ce putem face noi este să... Să tot atacăm. Ok, am chemat pe asta. Cred că asta e ceva ok. Hai că facem. De dacă tura asta nu așa, cam batem. 1-1. Aproape-l bate. We Mograines aren't known for restraint. Da. Cred că nu are ce să ne facă. E că am pierdut meciul. Time waits for no one. Hai bă. Ok. Acuma taunturile. Noi să facem așa. O să-i dăm lui ăsta. Stai un pic. A, dar de ce-s așa de... Stai un pic. Îl ucid pe ăsta. Oricum... Ok. Chemăm pe asta. Shield yourselves, soldiers. Și ce să facem cu asta? Și acum are ce să ne facă. O să nu ucide ceva minunat. Asta e bine. Mai are 4. Pe asta mi-l poate ucide cel mai probabil. Ok.
15, 19. Vada ce meci. Ok, si omoră pe minion. Ok, e tura mea. Cred că tot o să aleg. Dăm unui flash la mana. Îl facem pe... pe toți de fapt mai tari. Atacăm cu asta. Și cu restul meu prin față. Nu știu dacă are cum să mă bat acum. Ok, își face armură. Probabil că o să mi-l omoară pe asta. Dar tot am destul de mult damage. Da. Hai că a avut și noroc. 4. Are foarte mult. Ok. Noi vom ataca în continuare. Vom chema și pe ăsta. Dacă și acum revine, nu știu ce fac. Mai că cheamă iarăși taunturi de ele nenorocite. Dar de întors meciul greu îl mai întoarce. Și dăm un well play. You are a practiced soldier. Și aici se termină clipul de Hearthstone. După cum v-am spus, pachetul este foarte, foarte puternic. Îl puteți încerca și voi. Până data viitoare, salut!